Azi, 23 a 12 a 2017, vreau să transmit și eu, Bogdan Viorel, maestrul iluminării păcii, armoniei, echilibrului, dreptății și adevărului, un mesaj către opoziția din Parlamentul României. Domnilor și doamnelor parlamentari din opoziție, vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră vreți să contestați la Curtea Constituțională bugetul, legea privind bugetul României. Aveți tot dreptul. Puteți contesta, este legal ceea ce vreți să faceți dumneavoastră. Dar întrebarea mea este, de ce n-ați contestat, dacă sunteți așa de corecți, legea salarizării în care v-ați mărit, v-ați dublat salariile vouă și la primari și nu v-a interesat de restul bugetarilor? Asta a fost întrebarea mea, ca să știți. Vă rog, domnilor parlamentari și doamnelor parlamentari din opoziție, să țineți cont că poporul român vă va taxa dacă nu veți lăsa ca instituțiile publice din România să poată să-și facă bugetul pe bugetul pe anul 2018 și veți încurca acest lucru. La alegeri veți fi taxați și nu veți lua 20%, sub 10%, ca să știți. Deci, acest buget pe 2018 interesează pe toți cetățenii României. De aceea nu este bine a fi împiedicat, a fi pus în aplicare. Dacă bugetul nu este bun, să răspundă cei care l-au votat. Asta este părerea mea. Eu doresc să fie pace, lumină, armonie, echilibru, dreptate și adevăr. Și adevărul să iasă la lumină, să se afle tot ce s-a întâmplat în decembrie 89. Românii au tot dreptul să-și cunoască adevărul și vinovații să plătească. După atâția ani, merită să-și cunoască adevărul românii, că au fost manipulați mental prea mult, prea mulți ani. Adevărul să iasă la lumină, 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 adevărul să iasă la lumină. Așa că, doamnelor și domnilor parlamentari din opoziție, s-a făcut discriminare între parlamentari, primari și restul bugetarilor. S-a încălcat Constituția României. De ce n-ați atacat la Curtea Constituțională acest lucru? Știu eu că de ce n-ați atacat. Pentru că v-a convenit că vi s-au dublat și vouă, la parlamentarii din opoziție, vi s-au dublat salariile. De aceea n-ați atacat. Așa că vă rog să fiți corecți cu poporul român care v-a votat, ca la următoarele alegeri să vă voteze din nou. Dacă nu, să nu mai aveți ce căuta în politică dacă nu permiteți ca bugetul României să fie pus în aplicare, în așa fel să beneficieze toți cetățenii României. Mer ca ba, 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 mer ca ba. Tot ce am cerut eu să se împlinească. Om so hum, 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 om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Aum, 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 aum. Să fie pace, lumină, armonie, echilibru,
Dreptate și adevăr, Muzi Slobozia, în județul Ialomița, Munci București, în România, pe această planetă pe care mă aflu eu și în macrocosmos. Aum, 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 aum.